analiză. Mergem mai departe, deoarece avem o altă informație extrem de importantă care vizează economia noastră. Abia votat în Parlament proiectul privind redresarea economiei românești, prin care ar urma să luăm bani de la Bruxelles, a fost respins pentru a doua oară. Dan Barna a anunțat că trebuie refăcut. Anunțul a fost făcut de vicepremier aseară la un post de televiziune. Acesta declara că sunt probleme privind banii alocați pentru irigații sau infrastructură. Vedem declarația. Ce să alege de acest PNRR și de miliardele care ar trebui să năpustească asupra noastră? În cadrul discuțiilor și negocierilor avute în cadrul coaliției cu cei trei parteneri, am căzut de acord asupra unei forme de propuneri a PNRR-ului, care colegul meu, Cristian Ghinea, a fost la Bruxelles, a discutat acolo cu oficiali europeni, cu comisarii, pe acest subiect. Unele dintre teme au fost acceptate. Despre alte teme, Comisia Europeană a spus, domnule, cred că vă sunt necesare, dar nu vă dăm bani din PNRR pentru asta. Un exemplu. Irigații. Nu ne dau bani. I-a zis, domnule, noi avem, cred că, 3 miliarde pe irigații. A zis, nu este o reformă care ajută la reziliență după COVID. Pentru că acest instrument, la nivelul european, a fost gândit ca instrument prin care statele să se repună pe picioare după criza COVID. Și unele teme sunt acceptate, alte teme... Un alt domeniu în care nu ne dau mai bani? Bun, nu vreau că nu ne dau bani deloc. La unele au zis că e alocarea prea mare și sunt dispuși să dea sume mai mici. Suntem în direct în acest moment cu domnul Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim și noi. Aș vrea să vă întreb care sunt punctele pe care nu v-ați înțeles cu oficialii de la Bruxelles. Sunt irigațiile și înțeleg și o parte din proiectele prevăzute pentru infrastructură. Dați-mi voie să rectific informația în primul rând. Nici vorbă să fi fost respins PNRR-ul a doua formă, cum ați spus dumneavoastră mai devreme, de altfel nici Dan Barna nu a spus acest lucru. Așa că trebuie refăcut. Păi, asta facem. Și asta ce înseamnă? Dacă așa cum am anunțat, trimitem, în primul rând că nu a fost trimis. PNRR nu a fost trimis în mod oficial la Bruxelles, nici de către România, nici de către nici o altă țară, pentru că nu a venit termenul de depunere. Toate țările lucrează pe componentele extinse împreună cu Comisia Europeană. Am dat un comunicat înainte să plec la Bruxelles despre cum se întâmplă acest proces. Acest proces se întâmplă în modul următor. Lucrăm la aceste componente care sunt tehnice, se supun costuri, se supun proiecte, detalii, deadline. Le trimitem la serviciile comisiei, primim feedback scris și avem discuții cu ei, apoi intermediem, lucrăm cu ministerele de linie ca să îmbunătățim componenta, o le trimitem la Bruxelles, primim feedback și tot așa. Pe parcursul acestui dialog informal, dacă este foarte intens, mai schimbăm niște lucruri, mai adăugăm unele, mai tăiem altele și așa mai departe. Acest proces este unul foarte complex, se întâmplă acum, nu este vorba nicio respingere, pentru că, repet, nu au fost trimis în mod oficial PNRR la Bruxelles. Bun. Este vorba despre modificarea anumitor programe care vizează, declara domnul Barna, irigațiile și înțeleg o parte din programele destinate infrastructurii. Ce înseamnă reanalizarea acestora și revenirea cu... Asta depinde la partea de transport. Am spus de la bun început, de când am preluat mandatul, că România este singura țară care propune o alocare de transport atât de mare și că sunt semne de mirare la Comisia Europeană pe acest subiect și că în același timp noi vom insista pentru o alocare mare pe rutier și pe transport în general, pentru că România are nevoie să termine lanțul de autostrăzi. La irigații este ceva diferit, în sensul în care sunt puncte de vedere deocamdată diferite despre cum respectă principiile de protejare a mediului propunerile pe care Ministerul Agriculturii le-a făcut. În opinia Ministerului Agriculturii să respectă aceste principii, serviciile Comisiei ridică niște semne de întrebare pe care le discutăm acum împreună cu Ministerul Agriculturii. Există scepticism acolo pe acest subiect,
există o semnă de întrebare pe alte subiecte, este un work in progress, cum se numește, lucrăm aceste componente, vom anunța atunci când le vom trimite și urmează cele două luni de evaluare de către Comisia Europeană conform regulamentului, unde de-abia atunci se poate vorbi despre, repet, evaluare, deci acceptare sau respingere. Deocamdată suntem într-un dialog. Aceste discuții ar putea să amâne acea transmitere de avans la care noi sperăm de 14% până când trebuie să depunem planul final? Este o discuție cu multe alte țări europene. Chiar când mă aflam eu la Bruxelles, Finlanda a anunțat că va trimite mai târziu. La fel, foarte multe alte țări. Săptămâna viitoare voi avea o videoconferință împreună cu vicepreședinta Comisiei Europene, Margrethe Vestager, și vom decide exact calendarul împreună. Adică încă nu aveți un calendar, nu știți care e momentul limite la care trebuie să trimiteți acest plan. În urma discuțiilor cu comisiile de la Bruxelles. Nu există termen limite, este un termen recomandat. Care și comisia este? Discută cu 30 aprilie, discută cu multe țări dacă vor rămâne sau nu în acest termen. Deocamdată sunt trei țări care mai au... Mai avem 8 zile. Sunt deocamdată trei țări, da, avem 8 zile, dar noi muncim la MIPE și în ministerele de linie intens. Au fost 1000 de pagini trimise la Bruxelles, toate aceste componente, deci nu e ca și cum stă cineva degeaba. Se muncește intensiv, de asta să și aud ecouri. Am auzit în spațiu public și m-am mirat că m-am ascuns după ce m-am întors de la Bruxelles. Nu m-am ascuns, am fost la întâlnire de coaliție, m-a văzut toată presa, toată țara. Nimeni nu m-a întrebat despre ce am făcut la Bruxelles, era interes pe criză. Vi se reproșează, domnule ministru, vi se reproșează că sunteți cel mai netransparent minister, în sensul că nu organizați conferințe de presă, ieșiți foarte puțin în interviuri, în media și așa mai departe. Ies în interviuri de câte ori sunt solicitat. Repet, dumneavoastră aveți prima solicitare de presă după ce m-am întors de la Bruxelles, am fost la ședințele de coaliție, la criza de coaliție, nu m-a întrebat nimeni pe acest subiect. Nici nu este ceva de comunicat spectaculos, pentru că, repet, muncim la nivel tehnic cu serviciile comisiei pe toate aceste subiecte și nu e ceva de comunicat până când nu ne înțelegem pe subiectele respective. Dar altfel, nici o fel de problemă ies de câte ori sunt întrebat la interviul, cum am făcut și acum la dumneavoastră. Mă anunță Sabina Iosub, realizator Antena 3 și realizator BEU, că Portugalia a depus astăzi planul final, iar Portugalia a fost lăudată de Ursula von der Leyen. Adică există țări care au reușit. Este prima țară care depune astăzi. Într-adevăr, am aflat și eu pe... cred că jumătate de oră a știrea la mine. Așa cum, repet, alte țări deja au anunțat că nu le vor trimite la 30 aprilie, Bulgaria, Olanda, au anunțat în Italia, este o asemenea discuție. Nu este o competiție cine trimite primul, competiția este cine trimite planuri bune care să treacă de evaluarea Comisiei Europene. Bun. Și chiar când eram eu la Bruxelles, că asta a început să-mi spun alineauri, chiar când eram eu la Bruxelles, guvernul finlandez a anunțat că va trimite mai târziu de 30 aprilie, Finlanda fiind o țară care are capacitatea administrativă admirabilă și o alocare de 3 miliarde de euro. Deci cam ăsta este peisajul în momentul ăsta. Bun, luând în considerare aceste discuții, pe planul nostru de redresare, discuțiile de la Bruxelles, înțeleg că e și un conflict acolo cu privire la contribuția cu care vine fiecare țară în acest plan. Știu, sunt discuții cu Olanda, care își dorește să discute toate aceste alocări în Parlamentul de la Haga. Sunt nemulțumiri în Polonia cu privire la alocările către țările de jos, către Portugalia, către Grecia și așa mai departe. Ce ar însemna pentru noi să nu primim acești bani la timp, iar toate aceste alocări de bani să se amâne undeva până la finalul anului, luând în considerare economia, starea economiei de la noi? Dar nu suntem în acest scenariu absolut deloc. Bun, dacă vor exista întârzieri la nivel european din cauze care nu se datorează, ieri a fost o decizie îmbucurătoare, Curtea Constituțională Germană a permis președintelui Germaniei să semneze, să ratifice modificarea de tratat care
asigură aceste resurse. Știți foarte bine că a fost o discuție și în Parlamentul României. Eu sper să avem Parlamentul României să adopte cât mai repede această ratificare. Într-adevăr, în coaliția de guvernare din Polonia a fost o gâlceavă pe acest subiect. Astea nu sunt un controlul nostru, aceste cauze. Noi ne facem treaba, vom rezolva aceste componente. Este o muncă uriașă, pentru care mulțumesc colegilor din minister și din ministerele de linie. În același timp ne concentrăm să nu uităm de cele 50 de miliarde din fondurile structurale pe care le vom primi, oricum alea nu depinde nimic altceva, au fost totul clarificat legislativ și oricum vor veni acești bani europeni în țară anul ăsta. Credeți că peste 8 zile, domnule Ghinea, ne auzim din nou și ne anunțați de faptul că ați trimis acest plan la Bruxelles? Nu, vă anunț săptămâna viitoare la momentul în care decidem calendarul, așa cum am spus mai devreme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ghinea. Suntem în direct cu domnul Cristian Bușoi, europarlamentar al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Bușoi. Bună ziua. Cum vedeți dumneavoastră situația de la Bruxelles cu privire la acest plan? Cred că până acum au fost doar discuții informale, așa cum a prezentat și domnul ministru Ghinea. Este foarte bine că a mers și a făcut câteva discuții informale cu oficiali europeni care vor fi implicați în aprobarea și negocierea PNRR pentru fiecare țară în parte. Erau anumite lucruri despre care ne așteptam că probabil vor exista sugestii de a le modifica, de a le rediscuta. Da. Cred însă că într-o negociere și cei de la Comisia Europeană în final vor înțelege că nevoile României sunt unele foarte clare. Posibil să mai trească să mai modificăm niște aspecte, dar în mod clar prioritățile majore nu trebuie să modificate. Și eu personal cred că, de exemplu, investiții în energie ar trebui să fie mult mai prezente și mult mai bine conturate în PNRR. Ar trebui să fie o sumă mai mare. Digitalizarea este într-adevăr bine acoperită și acolo cred că răspundem așteptărilor și deciziilor strategice care s-au luat la Bruxelles și care privesc toate țările Uniunii Europene. Legat de transportul și de irigații, cred că vom avea argumente pentru a convinge. Nu uitați însă că noi am mers cu un plan, am început să discutăm informal, urmează înțeleg, să se aducă oficial. Da, înțeleg că sunt discuții oficiale și nu sunt discuții informale. Nu sunt discuții pe un document trimis oficial, în sensul acesta am spus. Iar domnul ministru Acoș a discutat cu câțiva colegii oficiali europeni, evident pe baza unui document deja discutat în primă lectură în guvern, dar nu documentul final adoptat de către guvernul României. Și să nu uităm faptul că noi am mers și probabil vom merge cu un plan de 40 de miliarde, în timp ce suma alocată României este de 30 de miliarde, păi și, jumătate granturi, 30,5, într-adevăr. Avem promisiuni pentru încă 10? Nu. Acești 10 miliarde sunt acei bani care trebuie renegociați. Trebuie văzut unde va fi o pondere mai mare și de unde se vor tăia anumite sume, pentru că nu sunt în concordanță cu prioritățile de politici publice strategice ale Uniunii Europene. Domnul Victor Negrescu, europarlamentar al Partidului Social Democrat, de asemenea în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu. Bună ziua. Așadar, vedem ce declară coaliția cu privire la felul în care au elaborat planul de reziliență și redresare. Dumneavoastră, sunteți la Bruxelles, puteți să comparați ce au făcut și alte țări și cum stăm noi în comparație cu el. În primul rând, să fim foarte clari. Planul Național de Redresare și Reziliență prezentat de Guvernul României nu a fost acceptat de către Comisia Europeană. Asta e foarte clar. Planul Portugaliei a fost acceptat și mai sunt și alte state, foarte multe, care vor vedea planurile lor acceptate în următoarele zile și săptămâna viitoare. Guvernul României, așa cum s-a spus și anterior, a trimis, s-a spus, peste 1000 de pagini la Bruxelles. Nu există o trimitere informală sau neoficială a unor documente legale ale statului român. Ele s-au trimis oficial. Dacă îmi permiteți, domnule, despre asta este o informație puțin incompletă și domnul Bușoi, vă rog frumos, mai devreme nici măcar s-a spus. Revin la casă, domnule. Dar da, de fost astăzi Portugalia, proiectul nu avea cum să fie aprobat în singură zi. Vă rog frumos. Ori nu știți chiar nimic despre calendar, ori faceți doar o declarație politică. Portugalia nu putea să primească aprobarea într-o singură zi. Discuțiile vor începe
După 1 mai, două luni de zile pentru discuții. Domnul Bușoi, se vede că nu ați informat corespunzător înainte. Nu, dumneavoastră, habar nu aveți ce înseamnă aprobarea unor plan. Constructiv, măcar aici. Și nu s-a respins nimic legat de România. Este chiar o informație absolut falsă. N-a primit acceptul Comisiei Europene. Nu sunt foarte clar în ceea ce... S-au respins anumite proiecte, domnule Bușoi, care trebuie să răfăcutește declarația vicepremierului. Habar nu aveți și totuși sunteți un om și tânăr și... cunoscător, nu, dar eu am declarat asta. Haideți să purtăm un dialog decent, vă rog frumos. Păi nu, dar ce dialog poți să porți cu cineva care spune Comisia Europeană a respins planul României, că România nu a primit acceptul Comisiei Europene. Eu am fost foarte atent ce am spus, domnule Bușoi. Fiți și dumneavoastră atent la ceea ce am spus. Nu a primit acceptul. Cine a respins? E corect că n-a primit acceptul? E corect că nu a de la cine n-a primit acceptul? Nu e corect, păi, e fals. Nu avea cum să primească acceptul ceva ce nu a fost primit. E o logică elementară pe care nu o aveți. O contrazice pe președinta Comisiei Europene. Vă rog frumos, ascultați până la capăt. A spus mai devreme că România primește 30,5 miliarde. Nu, 29,2 miliarde, domnule Bușoi, este ultima formă. Din păcate, sunt multe probleme. Noi deci, dorim un dialog. Noi dorim nu există o respingere a PNRR-ului României, pentru că cel mai elementar lucru este că nu s-a depus încă PNRR-ul României. Și așa de greu de înțeles. Dacă moderatoarea mă poate ajuta. Haideți să revenim la concret. Eu știu că ei sunt supărați. E adevărat, lucrează de foarte mult timp, au avut forme ale planului, forme anterioare care au fost respinse. Forma asta încă prima nu este acceptată. Ori ei ar fi trebuit să... Domnule, nu încetați cu așa. Domnule, prima formă pe care ați trimis-o înainte de... Că a fost respins ceva ce nu s-a depus pe bune. Adică mi se pare absolut halucinant pentru un om care se vrea membru al Parlamentului European. Adică e chiar... De ce sunteți așa agitat, domnule Bușoi? Nu, eu am reținut. Nu sunt agitat, dar mi se pare absolut penibil la o emisiune de televiziune să spuneți că s-a respins ceva ce nu s-a aprobat și că s-a respins. Vorbește de prima formă a planului. Cea care a fost trimisă cu criticile privind digitalizarea. Nu mai prostește, vă rog eu frumos. Confirmați că este o problemă, domnule. Vă rog frumos, haideți să ne respectăm. Deci, până la finalul lunii aprilie, era, în mod normal, trebuia să avem un plan final pe care să-l depunem complet, după negocieri, la Comisia Europeană. Iată că se cere, tot așa în declarația domnului Barna, nu sunt invențiile mele, s-a spus că undeva în a doua parte a lunii mai se va veni cu o formă finală. Deci în decalaj poate de termenul care a fost menționat de mine, de reprezentanții guvernului, ca fiind finalul lunii aprilie. Aceste probleme semnalate pe zona de irigații, pe zona de transporturi, pe zona economică, pe zona de digital, unde nu atingem ținta de 20%, ca să atrag atenția asupra acestui aspect. Așa? Deci sunt probleme grave ce trebuie să fie corectate prin dialog, într-un demers constructiv, nu cu planuri de 1000 de pagini despre care am auzit acum, care sunt trimise la Bruxelles. Aceste lucruri, domnule Negrescu, pe care noi nu le cunoaștem. Adică, nu știu, dumneavoastră, reprezentantul presei, ați văzut cele 1000 de pagini? Sau vedem partea care e prezentată pe Ministerul Fondurilor, care e total altceva? Adică, fie ne uităm pe cele 1000 de pagini, le analizăm împreună, găsim o soluție pentru România, fie ne jucăm așa cu discuții informale, care de fapt sunt oficiale, cu negocieri informale, care de fapt sunt negocieri de drept. Bun. Și ar fi trebuit să fie finalizate până la ora. Dar a putea să ducă aceste discuții la amânarea transferării banilor către România? Înțeleg că ar trebui să primim o primă tranșă de 14%. Eu sper, sincer, să nu ajungem la această situație. Acolo. Și sunt dispus, bun, ca europarlamentar, cu un om cu experiență, să contribui la aceste lucruri. Noi vrem, domnule, să găsim soluție pentru România. Asta este foarte important. Trebuie să mergem mai departe. Domnule Bușoi, un răspuns scurt, vă rog. Răspunsul scurt este că până acest moment nu a existat niciun fel de respingere a vreunui proiect. Proiectul urmează a fi adoptat de guvern, probabil săptămâna următoare, cel mai târziu. Au existat niște sugestii pe care și domnul Barna și domnul Ghina le-au exemplificat, bun, de a face anumite modificări înainte de a trimite oficial planul. Odată ce va fi trimis oficial, sunt două luni de zile în care toate cele 27 de state membre vor negocia pe text și pe plan cu Comisia Europeană și atunci va fi aprobat sau nu. E important ca spectatorii să înțeleagă corect. Am și nu să fie dezinformat. Domnul Barna a declarat că acest plan trebuie refăcut. Este afirmația domniei sare pe partea de irigații și transporturi. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție. Noi mergem mai departe.